V-aș invita să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Geneza, capitolul 22, și vom citi primele 19 versete din partea aceasta a Scripturii. Geneza, capitolul 22, primele 19 versete. Nu știu cum obișnuim, citesc, stăm așezați, ne ridicăm. Da, ok, rămânem așa. Scriptura spune în felul următor. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel, amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să-l înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de-a luat berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Amin. De două ori în pasajul acesta sunt două versete, versetul 8 și versetul 14, în care se repetă această expresie Domnul va purta de grijă sau Jehova Ire, care înseamnă Domnul va purta de grijă. Și pasajul acesta, cred eu, vorbește despre modul acesta în care Domnul poartă de grijă și situația, experiența lui Avram în care Dumnezeu îi poartă de grijă. Faptul că Avram îl numește pe Dumnezeu ca fiind Jehova Ire, asta ne arată puțin din caracterul lui Dumnezeu. Când spunem Jehova Ire, Domnul va purta de grijă, spunem de fapt că Dumnezeu și este caracterul lui Dumnezeu ca să poarte de grijă. Mai avem același lucru exprimat și știm din Scriptură că numele lui Dumnezeu arată de fapt caracterul lui Dumnezeu. Spre exemplu, în Exod 3 cu 14, când Dumnezeu îi zice lui Moise, Eu sunt, lucrul acesta arată existența lui Dumnezeu, arată independența lui Dumnezeu, că Dumnezeu există, Eu sunt Cel ce sunt. Numele lui Dumnezeu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură și pe paginile Scripturii reprezintă și ne arată care este de fapt caracterul lui Dumnezeu. În Noul Testament, Pavel zice că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu poate să mintă. Asta înseamnă că Dumnezeu nu se poate purta împotriva caracterului său.
Dacă Dumnezeu s-ar putea purta împotriva caracterului său, înseamnă că Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu are în caracterul lui acest aspect al purtării de grijă, aș vrea în seara aceasta să fim conștienți, să întipărim în inimile noastre și în mințile noastre faptul că Dumnezeu va purta de grijă. Prima și ultima lui motivație ca să poarte de grijă este persoana lui. Avram îi zice lui Isaac în acea discuție, în versetul 8, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Motivația lui Dumnezeu ca să poarte de grijă este persoana lui, este însuși el. Înainte ca să extindem puțin textul acesta, pasajul acesta din Geneza 22 pe care l-am citit și să ne uităm sub această umbrelă a purtării de grijă a lui Dumnezeu, aș dori să vedem care este contextul, pentru că primul verset pe care l-am citit spune după aceste lucruri. După care lucruri? Și aș vrea să ne uităm puțin înainte în pasajele precedente și să vedem care este contextul în care Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram și apoi îi poartă de grijă. De la capitolul 21, de la versetul 22 la 34, este ultima parte în care Avram încheie un legământ cu Abimelec. Cu alte cuvinte, Avram își rezolvă relațiile de lângă el. Există anumite tensiuni între Avram și poporul lui Abimelec, unii băgau de vină pentru o anumită fântână și în pasajul precedent Avram încheie un legământ cu Abimelec, că ei se vor purta bine unul față de celălalt. În sfârșit, Avram se stabilise într-un loc, se stabilește în Berșeba. De când l-a chemat Dumnezeu pe Avram din Ur, din Haldeea, acesta a fost tot pe drumuri. A venit în Canaan, apoi s-a coborât în Egipt, apoi a mers la stejarii lui Mamre, apoi s-a reîntors în Canaan, în partea aceea stăpânită de către filisteni și de către Abimelec. Acum, în sfârșit, Dumnezeu îi dă tot ceea ce are. În sfârșit, Dumnezeu își împlinește promisiunea față de el, copilul promis, Isaac, se naște. După mai bine de 25 de așteptare și de când Dumnezeu îi face această promisiune că va avea un urmaș, în sfârșit se naște Isaac, este în țara promisă, are multe bogății, se stabilește în acest loc la Berșeba și locuiește multă vreme, zice versetul 34 din Geneza 21, Avram a locuit multă vreme ca străin în țara filistenilor. În sfârșit, Avram își găsise locul, dacă vrem. Tot ceea ce Dumnezeu a promis față de el, tot ceea ce Dumnezeu a dorit pentru Avram, în sfârșit se împlinise. Avram era în sfârșit acasă. Avea pace cu cei de lângă el, avea copilul promis lângă el, avea tot ceea ce dorise. Și imediat după acestea, ne spune versetul 1 din capitolul 21, după aceste lucruri, Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram. Dumnezeu alege să-i testeze credința lui Avram. Și un lucru pe care trebuie să fim fiecare dintre noi conștienți este că Dumnezeu își rezervă dreptul să intervină în viața copiilor lui când dorește el. Nimeni nu-l poate trage la socoteală pe Dumnezeu atunci când intervine în viața copiilor lui și aduce o încercare. Este cazul lui Avram, mai avem în Scriptură cazul lui Iov, pe care Dumnezeu îl încearcă și îl lasă pe mâna diavolului. Cam așa suntem și noi de multe ori. Când suntem și noi în sfârșit acasă, când toate lucrurile ne merg bine, când avem pace cu vecinii, când ne merg bine afacerile, când în sfârșit vedem că copiii cresc lângă noi, în momentele acelea, când toate lucrurile parcă-s roz în viața noastră, Dumnezeu alege să intervină în viața noastră și să aducă o anumită încercare, de un fel sau de altul.
Este dreptul lui Dumnezeu și noi nu putem să-L tragem la socoteală pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran și psalmistul spune care face tot ce vrea. De la versetul 1 până la versetul 2, ni se descrie încercarea lui Avram. Încercarea la care este supus Avram, sau testul la care este supus Avram de către Dumnezeu. Și acest test, această încercare, are câteva caracteristici. Înainte de toate, această încercare este intenționată. Sau are un scop. Și acum ne punem întrebarea, bun, de ce îl pune Dumnezeu pe Avram la încercare? Care-i scopul? Care-i intenția lui Dumnezeu în pasajul acesta? Unii vor spune, păi Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram ca Dumnezeu să-i cunoască credința lui Avram. Și răspunsul meu la problema aceasta e, bun, dar de ce Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, trecutul, prezentul, viitorul, inclusiv câte fire de păr avem în capul nostru, de ce avea Dumnezeu nevoie să-l supună pe Avram la o încercare ca să-i cunoască credința? Dumnezeu deja-i cunoștea credința lui Avram. Dumnezeu nu-l pune pe Avram la încercare ca Dumnezeu să-i cunoască credința lui Avram. Dumnezeu deja i-a cunoscut-o, îi știa credința. Bun, atunci care-i scopul? Din punctul meu de vedere, scopul pentru care Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram este ca Avram să-și cunoască credința. Și mai mult decât atât, este ca fiul său, Isaac, să-i cunoască credința tatălui său. Și dacă răsfoim puțin Scriptura în partea aceasta, vom observa faptul că după pasajul acesta, istoria și modul în care Moise scrie cartea Geneza se oprește și nu se mai focalizează, nu se mai concentrează atât de mult asupra lui Avram, ci deja din pasajul acesta, istoria trece pe fiul său. Ceea ce ne arată un punct de cotitură în viața aceasta. Și e punctul meu de vedere, cred că Dumnezeu l-a pus pe Avram la încercare ca Avram să-și cunoască propria lui credință. Pentru că Avram, până în momentul de față, Avram avusese multe falimente și în loc să asculte de Dumnezeu 100%, mai asculta și de soția lui, a luat-o și pe Agar și așa mai departe, dar în acest punct, Avram înțelege că el trebuie să se încreadă numai și numai în Dumnezeu. Și totodată Isaac trebuia să-i cunoască credința tatălui său, pentru că legământul ce avea să-l încheie Dumnezeu trebuia să fie cu Isaac. Avram urma să-și sfârșească viața și apoi Dumnezeu se concentra și își ducea planul mai departe prin fiul lui Avram, prin Isaac. Cred că la fel este de multe ori și în viața noastră. Când Dumnezeu alege să ne pună la încercare, nu ne pune la încercare ca să ne cunoască credința noastră. El deja o știe. Ne știe slăbiciunile, falimentele, cunoaște toate lucrurile acestea, punctele noastre tari, le știe Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne pune de multe ori la încercare ca noi să vedem unde suntem pe calea credinței, pe scara credinței și ca cei de lângă noi să vadă credința noastră. Când Dumnezeu ne pune la încercare, El dorește ca cei de lângă noi să vadă că noi suntem copii ai Lui Dumnezeu, că noi nu reacționăm ca și alții. Nu știu dacă v-am spus data trecută, când am fost la dumneavoastră, dar la începutul anului mama mea a mers să-și facă câteva investigații la doctor și după câteva plimbări de la un cabinet la altul, după multe analize, a descoperit că are cancer la plămâni. Și, bineînțeles, vestea aceasta ne-a tulburat puțin, dar fascinant a fost pentru mine să-i văd credința mamei mele și să văd că deși a fost diagnosticată cu cancer la plămâni, deși a trebuit să treacă prin toate tratamentele și prin chimioterapie, cu toate acestea, credința ei nu slăbește. Continuă să facă aceleași lucruri pe care le-a făcut și înainte.
ea de vreo 20 de ani de zile nu mai lucrează, în schimb merge la piață și mergând în perioada aceasta la piață, stând de vorbă cu oamenii, unii oameni o mai întrebau, da, ce faceți, cum sunteți? Și mama zicea, sunt bine, da, cum sunt prin tratament, fac chimioterapie și spunea lucrurile acestea cu un zâmbet pe buze. Și persoana cu care stătea de vorbă, uimită, zicea, nu mai spuneți lucrurile acestea. Doamne ferește! V-am dat exemplul acesta tocmai ca să ilustrez faptul că Dumnezeu uneori ne pune la încercare ca cei de lângă noi, acei oameni care nu-L cunosc pe El, care sunt necredincioși, care se clatin atunci când vin furtunile în viața lor, acei oameni să vadă că noi rămânem pe stâncă, noi suntem neclătinați. Asta e una dintre caracteristicile încercării. Este bine intenționată, are un scop. Apoi este personală. Dumnezeu îl cheamă pe Avram într-un mod personal. Versetul 1, Dumnezeu îl pune la încercare pe Avram și a zis, Avrame, Dumnezeu îl cheamă într-un mod personal. Apoi această încercare este dureroasă. Versetul 2 ne descrie această încercare. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. E o durere incredibilă să ți se ceară să-ți aduci fiul ca ardere de tot. După ce ai așteptat 25 de ani pentru el, până s-a născut. După ce l-ai crescut câțiva ani de zile și observăm din discuția pe care Avram o are cu Isaac, că Isaac nu mai era un bebeluș. Isaac comunica cu Avram, Isaac deja participa la ritualurile, la alte jertfe pe care Avram le-a adus înaintea lui Dumnezeu, conștientiza lucrul acesta, că îl întreabă unde-i mielul. Nu? Isaac era deja mare, adult, am putea să spunem. Și după ce ai petrecut atât de mult timp cu el, l-ai ținut în brațe, l-ai învățat să vorbească, l-ai văzut cum începe să meargă, l-ai dus cu tine în diferite locuri. După aceste lucruri, Dumnezeu ți-l cere înapoi. Și durerea nu-i doar că trebuia să-l ducă și să-l jertfească, durerea e că Avram trebuia să petreacă 3 zile de mers cu el, de la Berșeba până la Muntele Moria, aproximativ 80 de kilometri, 3 zile de mers în care stă lângă tine, te uiți în ochii lui, tu știi ceea ce urmează să-i faci și el nu știe nimic. Și timp de 3 zile, gândul acesta îl chinuia, mă pun în locul lui Avram, te chinuie gândul acesta, știi că vei merge să jertfești propriul tău fiu. Apoi încercarea aceasta este și uimitoare. Sau nu prea are sens din punct de vedere uman, pământesc. Geneza 9, versetul 6, ni se spune faptul că după ce Noe iasă din corabie, se termină potopul, Dumnezeu îi zice lui Noe în felul următor. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om. Căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Cu alte cuvinte, cine face o crimă, va trebui și el la rândul lui să fie omorât. Și ceea ce îi cere Dumnezeu lui Avram în încercarea aceasta, este tocmai să comită ceea ce el a interzis. Aduceți-vă aminte de Exod 20 cu 13, una dintre porunci, să nu ucizi. Și ceea ce îi cere lui Avram, Dumnezeu, este tocmai să-l ucidă pe propriul lui fiu. Geneza 17 cu 19 sau Geneza 18 cu 12, Dumnezeu îi promite de mai multe ori lui Avram faptul că copilul lui se va naște. Va veni o vreme în care se va naște. În momentul când se naște Isaac, Avram are undeva la 100 de ani, Sara 90 de ani. Imposibil, din punct de vedere pământesc, ca cineva să mai nască la o asemenea vârstă. Totuși, la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Și după ce Avram îl crește pe fiul lui 10-20 de ani, Dumnezeu îl cere înapoi pe fiul lui. Încercarea aceasta nu prea are sens din punct de vedere pământesc. Și
La fel este poate și cu viața noastră. Uneori încercările care vin peste viața noastră nu vor avea sens din punct de vedere uman, pământesc. Dar în mijlocul acestor încercări avem nevoie de încredere. Și de la versetul 3 la versetul 10 ni se descrie încrederea sau credința lui Avram. Pentru că întotdeauna în mijlocul încercărilor avem nevoie de credință, avem nevoie de încredere. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne poartă de grijă, trebuie să ne încredem în El. Și o să doresc să ne uităm puțin la această credință, la această încredere pe care o are Avram. Înainte de toate, încrederea lui Avram, credința lui Avram este supusă. Versetul 3 se zice în felul următor: Avram s-a sculat dis de dimineață. Credința lui Avram l-a împins, l-a îndemnat la acțiune. În momentul când Dumnezeu i-a vorbit, chiar dacă i-a vorbit ceea ce nu i-a plăcut lui, în momentul imediat următor, Avram a fost gata, a fost disponibil să facă ceea ce Dumnezeu i-a cerut. Când Dumnezeu îți vorbește, noi trebuie să ne punem în mișcare. Când Dumnezeu își face cunoscută voia, nu stăm să ne mai rugăm, nu stăm să ne mai gândim, ci noi trebuie să acționăm. Și Scriptura este voia revelată a lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a făcut descoperită voia sa. Și noi suntem chemați și îndemnați la acțiune. O ascultare întârziată, de fapt, înseamnă necredință. Când noi stăm și zicem, hai să mă mai rog, să mai postesc, deși știm că trebuie să facem lucrurile acelea, atunci noi nu facem altceva decât să dovedim necredință. O ascultare întârziată înseamnă neascultare. Însă Avram a fost gata să asculte de Dumnezeu. O astfel de încredere trebuie să avem și noi în încercare. O încredere supusă, gata să asculte. Dar nu doar atât, o încredere statornică. Vă ziceam mai devreme că de la Berșeba, de la casa lui Avram până la muntele Moria sunt aproximativ 80 de kilometri. A fost una pentru Avram să plece de la Berșeba și a fost alta să ajungă la muntele Moria. Trebuia să aibă o credință statornică, perseverentă. Pentru ca testul să fie trecut, credința lui Avram trebuia să rămână până la sfârșit. Cineva a spus în felul următor: o credință care se împiedică înainte de finish, de sfârșitul alergării, nu a fost credință nici la startul competiției. O credință autentică este o credință care perseverează până la sfârșit. Și asta ne spune și Domnul Iisus Hristos: cine rabdă până la sfârșit va fi mântuit. O astfel de încredere statornică trebuie să avem și noi. Da, vor veni obstacole, vor veni piedici, vor veni încercări, vor veni lupte, vor veni prigoniri, dar noi trebuie să avem o credință statornică, perseverentă. Apoi, încrederea lui Avram a fost și o încredere închinătoare sau smerită. Uitați ce zice versetul 5. Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Și interesant faptul că Avram nu merge pe muntele Moria să sacrifice băiatul. Avram merge pe muntele Moria să se închine înaintea lui Dumnezeu. Acum, muntele Moria, pe care l-a arătat Dumnezeului Avram să se închine, este locul acela pe care Solomon, mai târziu, construiește templul de la Ierusalim. Templul în care evreii trebuiau să meargă să se închine. Și este locul acela în care Domnul Iisus Hristos își dă viața. Și a făcut lucrul acesta ca un semn de închinare înaintea lui Dumnezeu. Încrederea noastră în mijlocul încercărilor trebuie să fie o astfel de încredere prin care să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Da, credința și încrederea ne determină și la acțiune, vom asculta de Dumnezeu, dar ne determină și în atitudinile noastre. Închinarea noastră se va vedea în atitudinile care le avem. Încrederea în Dumnezeu și închinarea înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă cârtire, nu înseamnă răzvrătire, nemulțumire.
O credință adevărată, așa cum am zis, nu înseamnă numai acțiune, ci și atitudine. Atât trupul tău, cât și sufletul tău. Și în timp ce treci prin încercare, să poți să ai o inimă mulțumitoare, bucuroasă înaintea lui Dumnezeu. Cazul, exemplu, apostolului Pavel, în care deși era întemnițat, și vedem lucrul acesta în epistola către Filipeni, pe care o scrie, deși era în temniță, el putea să le zică, bucurați-vă. În Domnul zic, bucurați-vă. Și tot în aceeași epistolă, Pavel zice, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăie. Credința noastră trebuie să fie o credință închinătoare înaintea lui Dumnezeu. Apoi și o credință sigură sau pozitivă. Tot în versetul 5 zice Avram, ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Și Avram nu zice, mergem doi până sus și apoi mă voi întoarce numai eu la voi. Avram zice, doi vom merge sus și doi ne vom întoarce. Credința, încrederea lui Avram era o încredere sigură. Era sigur că el se va reîntoarce cu fiul lui de pe muntele Moria. Evrei 11 ne spune lucrul acesta și experiența prin care trece Avram și autorul epistolei ne spune în versetul 17 în felul următor. Prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgădințele cu bucurie a dus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Avram era sigur și dacă vrem ca credința noastră să fie o credință sigură, noi trebuie să ne fundamentăm încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. Observați, pasajul din Evrei vorbește despre aceste promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut lui Isaac. Și Avram a crezut aceste promisiuni din toată inima lui. N-a mai încercat soluțiile lui, să asculte de Sara, să o ia pe Agar și așa mai departe. Nu, s-a încrezut în Dumnezeu și încrederea lui a fost una sigură. Apoi, credința lui Avram, încrederea lui Avram a fost o încredere centrată pe Dumnezeu. Versetul 8 ne zice în felul următor. În acea discuție despre care am amintit, fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Ochii lui Avram în această situație nu erau ațintiți înspre fiul său, înspre fiul lui care îl iubea cel mai mult. Nu erau ațintiți asupra momentului acelui în care trebuie să aducă jertfa și să sacrifice propriul fiu. Ochii lui Avram erau ațintiți înspre Dumnezeu. De aceea Avram zice, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Centrul credinței lui Avram era Dumnezeu, Dumnezeu însuși. Și o credință adevărată, autentică, începe, continuă și se termină cu Dumnezeu. O astfel de încredere și de credință avem și noi nevoie în viețile noastre. O credință care să înceapă, să continue și să se termine cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Petru, în momentul în care s-a ivit acea furtună pe mare, Domnul Iisus Hristos venea înspre barca ucenicilor, mergând pe ape. Ucenicii îl văd pe Domnul Iisus Hristos, unii ziceau, e o nălucă, dar Petru, cel mai curajos, zice, Doamne, poruncește-mi să vin la tine. Și Domnul îi zice, vino. Și în momentul în care Petru pășește din barcă, merge, face câțiva pași, și în momentul în care și-a ochii, privirea de la Dumnezeu, începe să se scufunde. Dragii mei, încrederea noastră, credința noastră trebuie să fie ațintită înspre Dumnezeu. Apoi, în ultimul rând, credința sau încrederea lui Avram a fost o credință completă. El a mers până la capăt. Versetul 9 și versetul 10 ne spune că în momentul în care Avram și fiul său ajung pe muntele Moria, Avram zidește altarul, așează lemnele, îl leagă pe fiul său Isaac și îl pune pe altar deasupra lemnelor. Și interesant este că fiul lui nu spune absolut nimic în pasajul acesta. Nu se împotrivește. Și acum, nu vreau să fac supoziții, dar dacă
Isaac era undeva la în vârsta, în tinerețea lui, 20-25 de ani. Înseamnă că Avram avea în jur de 125 de ani. Putea cu ușurință Isaac să-l dărâme pe tatăl său. Dar nu, el nu se împotrivește. Ascultă, îl lasă pe tatăl său să facă ceea ce i-a cerut Dumnezeu. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Și vă rog să vă imaginați scena aceasta. Isaac era deasupra altarului și tata, Avram, era cu acel cuțit bine ascuțit, care se sacrificau orice animal deasupra fiului său, gata să-l înjunghe. Privindu-l ochi în ochi pe fiul său, credința lui Avram a fost o credință completă. Avram a fost gata să facă tot ceea ce Dumnezeu i-a cerut. Credința noastră, dragii mei, îl onorează pe Dumnezeu și Dumnezeu onorează credința noastră. Credința noastră îl onorează pe Dumnezeu și Dumnezeu onorează credința noastră. Când avem o credință supusă, statornică, închinătoare, sigură, centrată pe Dumnezeu, completă, suntem gata să mergem până la capăt cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, atunci Dumnezeu va onora această credință a noastră. Și la versetul 11, la versetul 19, ni se arată această purtare de grijă a lui Dumnezeu. Izbânda, dacă vreți, sau triumful pe care îl dă Dumnezeu lui Avram. Modul în care Dumnezeu a onorat credința lui Avram. Versetul 11 este o sincronizare perfectă. Acel moment în care Avram este gata să sacrifice propriul fiu, în acel moment intervine îngerul Domnului. Versetul 11. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu poartă de grijă prin faptul că intervine la momentul potrivit. Nu o secundă mai devreme, nu o secundă mai târziu, la timpul potrivit, la timpul perfect. Îngerul Domnului din pasajul acesta nu este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos, care intervine și îl oprește pe Avram chiar înainte de a sacrifica propriul fiu. Dumnezeu a lăsat ca evenimentul acesta să meargă până în ultima secundă, înainte să intervină, să-i dovedească lui Avram și fiului său, lui Isaac, că el este un Dumnezeu care poartă de grijă. Îngerul Domnului îi spune lui Avram că el a trecut testul. Avram știa de acum că credința lui este o credință reală și validată și Isaac știa de asemenea lucrul acesta. Dragii mei, Dumnezeu intervine și poartă de grijă prin faptul că există o sincronizare perfectă în ce privește timpul. Și doar un singur exemplu pentru aceasta, mă gândesc la sincronizarea perfectă de care vorbește Pavel în Galateni, capitolul 4. Spune acolo, la împlinirea vremurilor, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, sub lege, ca să ne răscumpere, să fim fiii Lui, să avem în noi Duhul adevărului. Este cea mai perfectă sincronizare. Putea Dumnezeu să-L trimită înainte pe Domnul Iisus Hristos, putea să-L trimită după pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu, atunci a fost împlinirea vremurilor, o sincronizare perfectă. La fel intervine Dumnezeu în viața noastră, la timpul potrivit. Dumnezeu poartă de grijă la momentul potrivit. Apoi, are loc o îngrijire perfectă. Versetul 13. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarne într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Din senin, în locul acela, apare acest berbec. Și Dumnezeu poartă de grijă
aprovizionând, dacă vreți, situația aceasta pe Avram, ca el să se poată închina lui Dumnezeu și să-și poată duce la bun sfârșit închinarea. Și Dumnezeu a purtat de grijă și în viața noastră prin faptul că l-a trimis pe mielul fără cusur. În dragostea lui infinită, Domnul Iisus Hristos a venit și a luat păcatele noastre asupra lui și a murit în locul nostru. Ca noi să putem să ne apropiem de Dumnezeu și să fim numiți copii ai lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu poartă de grijă lui Avram prin faptul că se ivește acest loc perfect, versetul 14, locul pe care Avram îl numește Domnul va purta de grijă, de aceea se zice și astăzi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și aici aș vrea să fac o specificație, faptul că Moise scrie cartea aceasta în timp ce poporul Israel erau în călătorie spre țara promisă, spre țara unde curge lapte și miere. Și acum, în pustie, 40 de ani au petrecut evreii în pustie, o călătorie, nu știau încotro se îndreaptă, au fost învârtiți într-o parte și în alta, călăuziți de Dumnezeu. Dar Moise le scrie pasajul acesta ca evreii să înțeleagă că Dumnezeu va purta de grijă și ei vor ajunge la locul acesta unde Domnul va purta de grijă. Și cred că lucrul acesta trebuie să-l înțelegem și noi în călătoria din viața noastră. Vom merge și ne vom îndrepta cu toții spre acel loc care este perfect. Locul în care îl vom vedea pe Dumnezeu. Locul în care vom fi față în față cu Dumnezeu. Și Domnul va purta de grijă pentru lucrul acesta. Apoi, pasajul ne mai vorbește și despre un viitor perfect. Versetul 17 și 18, Îngerul Domnului vorbește despre faptul că Avram va fi binecuvântat foarte mult. El, sămânța lui și sămânța lui va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea, zice Îngerul Domnului lui Avram. Ceea ce îi spune Îngerul Domnului lui Avram este că el are asigurat, el, sămânța lui, are asigurat un viitor perfect, un viitor binecuvântat. Acum, nu știm ce ne rezervă viitorul, că noi nu cunoaștem viitorul, dar Dumnezeul nostru îl cunoaște. Nu știm unde ne duce viitorul. Când am venit anul trecut în Zalău, spuneam, măi, voi rămâne aici mult și bine. Dar uite că așa sunt planurile Domnului, că începând de luna viitoare ne vom îndrepta înspre Oradea și ăsta e viitorul. Dacă vom mai ajunge, bineînțeles, luna viitoare. Viitorul pe care Dumnezeu îl are pentru noi este un viitor binecuvântat. Poate nu atât de mult aici jos pe pământ, dar cu siguranță va fi un viitor binecuvântat atunci când îl vom întâlni pe El în ceruri. Dragii mei, pentru ca Dumnezeu să ne poarte de grijă în încercările prin care trecem, în momentele și experiențele prin care El îngăduie să suferim, în momentele noi prin care ajungem, dacă vrem ca Dumnezeu să ne poarte de grijă, atunci nu trebuie să facem nimic altceva decât să avem această credință și încredere neclintită. Și asta este provocarea mea pentru dumneavoastră, să avem o astfel de credință. O credință care să-L onoreze pe Dumnezeu, o credință supusă, o credință statornică, o credință închinătoare, o credință sigură, centrată pe Dumnezeu și o credință completă. Să mergem până la capăt cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să poarte de grijă vieților noastre și bisericii lor noastre. Amin.